Dragi prieteni, bun găsit! Radio Classic, Des Report, pilula săptămânii, lentila de contact. Astăzi vreau să vă vorbesc despre intrarea Armatei Roșii în București la sfârșitul lunii august 1944. Am să vă vorbesc despre prima ordonanță pe care a dat-o comandamentul sovietic atunci când la barierele Colentina și Pantelimon blindatele și-au făcut apariția. Ordonanța numărul 1. Pe teritoriul orașului București ordon. Citesc textul ordonanței numărul 1. De ca să spunem așa, după această ordonanță a trăit România până în 89. Toate activitățile administrative să continue exercitarea funcțiilor și obligațiilor lor. 2. Toți proprietarii de întreprinderi comerciale și industriale să continue activitatea lor. 3. Autoritățile locale și populația civilă să dea întreg ajutorul necesar pentru funcționarea normală a școlilor, spitalelor, ambulatoriilor și a tuturor instituțiilor culturale și de interes obștesc. 4. Poliția locală să predea comandamentului militar tot ce posedă ca arme, muniții, material de război și bunuri ce au aparținut organizațiilor militare, precum și aparatele de radio. Trebuie să vă spun că în 1941 s-au confiscat la București de către alt regim 12.000 de aparate de radio. Ele s-au înapoiat în 1945 la încheierea războiului, și acestea confiscate în 44 și cele confiscate în 1941. Cam totdeauna însă trebuie să vă spun că elitele nu au respectat acest ordin și și-au păstrat aparate de radio cu care ascultau, bineînțeles, Radio Londra, BBC-ul. 5. Circulația pe străzi este permisă între orele 5 dimineața și 21, 9 seara. 6. Camuflajul luminii în timpul nopții este obligatoriu, semnat comandamentul militar sovietic. Așa debuta ocupația sovietică la București. Să vă citesc acum câteva amintiri și câteva note lăsate în jurnale de diferiți martori oculari. Iată una. Pe 30 august am alergat gata să-mi pierd sufletul pe străzile unui cartier de la periferie în întâmpinarea lor. Adică, practic, Pantelimon și Colentina. Pe acolo au venit. Dinspre Moldova au venit în sud și au intrat în București pe la Colentina și Pantelimon. Cu blindatele. Au ajuns până în centru și în centru au coborât în sud, au trecut Dunărea și s-au dus direct în Bulgaria, fără să oprească în București, dar au venit în spatele lor alte efective militare sovietice, care au rămas în București. În fine, aveam să-i văd, să-i admir pe soldații Revoluției. Stăteam acolo, sureșitați, fascinați și nu ne venea să credem ochilor. Cine scrie aceste lucruri se numește Sergiu Moscovici, Sergiu Moscovici, un concetățean de-al nostru care apoi a emigrat la Paris, a devenit un sociolog foarte cunoscut, tatăl politicianului francez Pierre Moscovici. Erau născuți în Basarabia. El a plecat în 1946 la Paris. Am auzit zgomotul surd al avangardei coloanelor sovietice. Ne-am apropiat călăuziți de inflexiunile unui marș militar trist și obositor. I-am văzut pe cei din tâi soldați ruși înaintând spre noi. Înaintau pe șosea, grav, compacți, cântând cu pasul îngreunat de oboseală, cu pușca în mână. Doar câțiva pași mai despărțeau de libertate. Trebuie să vă spun că cel care scrie era comunist la acea vreme, era... De fapt, spuneau că sunt antifasciști, făceau parte din populația, din comunitatea evrească și evident că față de Germania nazistă, care provocase Holocaustul, aveau sentimente de ură, de antipatie, aveau resentimente. De fapt, ceea ce era și de înțeles. Da, mă clătinam când a ajuns în dreptul nostru primul rând de soldați care se uita la noi. Îmbrăcați în uniforme de stofă groasă, purtând niște berete decorate cu insigne, pe care se aflau secera și ciocanul. Nu semănau cu soldații pe care îi mai văzusem până atunci, adică soldații nemți și soldații români. Pohoiul dens al soldaților era în același timp dezordonat și disonant. Mi se părea că nu înaintea o armată, ci corpul viu al popoarelor, că revoluția pătrundea cu acela suflu în oraș. Acesta a fost Sergiu Moscovici, care și-a publicat amintirile din perioada când mai trăia încă la București. O carte foarte interesantă, de altfel.
Alte amintiri despre această zi fatidică ne-a lăsat Ioan Hudiță în jurnalul lui politic. Joi 31 august 1944. Ne ducem împreună în Piața Victoriei să vedem și noi cum arată trupele rusești. Pe la ora 1, fără un sfert, apare capul coloanei dinspre șoseaua Bonaparte, Mihai Bravo de astăzi, formată din camioane cu infanterie, iar în spatele lor tancuri cu turele lor deschise și cu servanților. Trebuie să spun, altfel, că erau blindate și camioane de fabricație americană. Numai soldații erau sovietici. Atât pe camioane cât și pe primele tancuri alături de soldații ruși încățărați un mare număr de tineri muncitori și mai ales evrei cu steaguri roșii care strigau: trăiască Armata Roșie, trăiască sovietele, jos fasciștii, moarte lui Hitler. Camioanele, tancurile și soldații ruși erau într-un hal de murdărie de nedescris. Tancurile și camioanele erau pline de noroi, acoperite de un strat gros de praf. Bieții soldați ruși, obosiți la culme, nembărbieriți cu capul jos, istoviți de oboseală și desigur nespălați de mai multe zile. În publicul care asista la acest spectacol, vreo 100 de persoane zăresc la câțiva metri de mine pe P.P. Panaitescu, fost legionar, notez eu aici, pentru cititor. Mă apropii cu doctorul Jovin de el. Doctorul Jovin era prieten cu Iuliu Maniu și în casa lui el va fi arestat, Iuliu Maniu, înainte de proces. Și îl întreb: mai crezi, amice, că Hitler va câștiga războiul? În orice caz, era mai bine să învingă el decât aceste hoarde de neisprăviți idiotizați de comunism, căci pentru țara noastră victoria este a acestora, nu a anglo-americanilor. Închei citatul din jurnalul lui Ioan Hudiță. Și închei cu un citat din jurnalul Fericirii de Nicu Steinhardt. La 30 august stăteam și eu pe marginea trotuarului și priveam tancurile, sovietice evident. Jur că nu râdeam, nu salutam, nu aplaudam, nu exclamam. Stăteam și priveam pur și simplu, uite așa. Mă simt deodată strâns de braț și blagoslovit cu un dobitocule, pronunțat deslușit și apăsat. Stai și te uiți, tâmpitule, și vă uitați cu toții și nu știți ce vă așteaptă. Uite-i cum rânduri să plângă lacrima mea amare și tu la fel. Hai acasă! Îl iau pe tata prudent de mână și mergem binișios pe locuința din strada Olari. Nicu Steinhardt, jurnalul Fericirii. Bătrânul Steinhardt, Oscar Steinhardt, înțelesese exact că nu exista niciun motiv de entuziasm în ocuparea Bucureștiului de către Armata Roșie.